The Binding of Isaac, Repentance. Hai să ne mai jucăm puțin, pentru că de ce nu? De această dată, clasicul Eve, am putea spune. Progresăm așa ușor, ușor cu iconițele acestea. Așa că, Doamne, aștept să avem noroc cu un run bunicel, bunicel, bunicel. Astăzi vreau să începem cu un item interesant. Spoon Bender este itemul de care vă povestesc sau nu vă povestesc. E puternic itemul, dar nu prea. Adică tot ce face este să-ți dea un efect pe lacrimi. Ok, și am un mod instalat care dau one shot la foculeț când nu sunt inamici în cameră. Ok, avem duplicates or pickups in the room. Nu e rău, nu e rău. Hai să-l vedem. Ne-a multiplicat cartea asta, Ancient Recall, care ne dă alte 3 cărțuli. Aha, ne dropează niște inimioare. Ok, hai să luăm bănuții. Așa, inimioarele alea ajuns acolo, invincibilitate. Ok, mă teleportează la shop. Hai să vedem shop-ul. Bun, bun, bun. Trebuie să mai donăm și niște bănuți, poate azi, cine știe. Cheie nu avem. Bă, avem noroc la bani, inim. Văd că dropează multe chestii. Nu știu care-i faza o camera asta cu butoane. Care e jmecheria? Că-ți spawnează monștri? A, nu, poate... Bă, ce se întâmplă cu inimile astea? Bun. Mi-a fost dur așa de acest efect de homing tears, pentru că nu am mai avut de mult timp. Pe episod, desigur. Și e un efect relaxant, că nu te chinui prea tare. Are sens ce zic? Bun. Era aici un chest aligner. Ok. Ne ducem și la boss imediat, nu ne grăbim. Caracterul acesta, în momentul în care își ia damage, vedeți pasărea de pe căpățâna noastră, o să atace inamicii. Era o carte de invincibilitate aici, m-aș duce deasupra. Ok, Pandora's Box. Cred că e pentru prima oară în viața mea când am... atâtea inimioare din prima. Pe primul etaj. Deci tu non-stop dropează bani, inimii. Se întâmplă chestii. Ce mă, sidul ăsta? Bun. Mare grijă la foculeț. Vedeți cât de greu spargi focul în mod normal? Ok. Bă, vă zic ce se întâmplă. Oh my god. Trebuia să jucăm cu caracterul ăla. Cum îl cheamă, mă? Îți dublează bănuții? Oh my! What? Is going on? Ok, ne dublează bănuții, nu vrem să luăm încă. Spawns a beggar or devil. Am văzut o teorie cum că ar fi bine să-i spawnezi pe aia la devil deal dacă te duci. Deci că se poate dropa ceva mișto. Ok. Deci, da, nu mă interesează asta încă. Hai să vedem aici jos. Vezi ce relaxant e? Doar arunc lacrimile și-și fac ele treaba după. Bun, camera secretă clar este aici. Secretă ori aici. Ah, ok. Wow. Aș fi vrut și percuța aia, dar nu cred că putem ajunge la ea din păcate. Which is unforged. Never mind. Deci, ce face ea? Ne crește fire rate-ul și ne scade viteza. Distorts the screen. Takes longer to recharge each... Nu știu ce e asta. Ah, e un item activ! Oh, ok. Hai să ne încercăm la boss. Să vedem ce face. Stai. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Bro! Așa e și învețărele cu ciupercile? Nu! Ah! Come on! Oh my god! Ok! Actually ne ajută pe noi faptul că avem homing tears. Ne ajută destul de multicel. Avem orbital. Shooting orbital. Da, e bun ăsta, ne apără. Inițial doar ne apără și după aia... No, cred că își revine, nu? Oh my god, rămâne! Pe tot etajul?
Mă, ce? Am donat un bonus din greșeală și apoi să-i multiplic, știi ce zic? Dacă vreți voi neapărat. Și am 58 de bănuți. Dar de aici nu merită nimic din Chopin. Bă, nu prea vrea să dropeze mare lucru nenea asta. Hai să plecăm că mă doare capul. Și nu mai înțeleg nimic. Deci nu știu ce să zic de itemul ăla. Mă încântă, nu mă încântă. Își revine? Oh my god, nu își revine? Ba, cred că își revine la un moment dat. Măi, Rafael, nu mai înțeleg ce e cu jocul ăsta. Deja nu înțelegem, acum nu mai înțeleg deloc. PhD-ul e bun. Pastilele vor fi mereu bune. Adică benefice pentru noi. De exemplu, noroc în plus. Asta ce e? Că sunt curios. Ai o șansă să spawnezi un inamic care e de-al tău, cum ar veni. Nu prea merită, dar mă rog. Bă, și acum am revenit, aș zice eu. S-a revenit vederea, așa se zice. Item Rumus, sunt tare curios ce ne așteaptă aici. Ne mai trebuie niște damage, niște attack speed, ceva. Șansa să ataci cu flăcări, cum este aceea. Flăcările sunt bune, dau mult damage. Dar nu o să mai folosesc itemul activ. Hell no, brother. Nu mai riscăm. I-am dat cu flăcăra. Damage up, range up, ne place. Vrem să intrăm un pic și la Devil, să vedem care e situația. Rerolls and restarts the entire floor. Pentru 3 inimi, totuși. Cred că e un item bun, dar merită pentru noi? Bună întrebare. Oricum, itemul activ era o prostie totală. Dacă vrem să ne batem joc de run, putem să facem așa. Ugapi's paw. Cred că va duru capul pe toți. Așa, când am făcut asta, hai să dăm reset. Literalmente am pierdut toate viețile. Dar, nu vă dați bătuți atât de ușor. Trebuie să riscăm puțin, aș zice. Mă bucur de susținere, dar alții nu mai suport să văd atâtea greșeli. Bă, lasă-mă. Hitting an enemy. Asta e bun, spawnează o mușcă. O muscă e o șansă, da, în momentul în care lovești un inamic, ceea ce e super mișto, adică vrem să avem ceva puțin damage și attack speed mare, ca să atacăm de multe ori. Ok, muștele sunt bune. Dar, da, ce să mai zic, mă, băieții, dacă nu prea vă place, eu n-am ce să fac, trebuie să învăț cumva jocul și învăț alături de voi. Uite, m-ați învățat că itemul ăsta e foarte bun. Țin două iteme active. Ok, ia o viață de aici. Ok. Poate o bombă, poate. Mulți bani. Uite-mă, ăla a fost un amic de-al nostru. Eu am crezut că acel Charmed Enemy, așa se numește, credeam că e unul din inamicii care se spawnează în cameră. Dar ăla al nostru nu exista în acea cameră. Deci, aha, ok, acum înțeleg cum funcționează itemul. Bun. Bă, frate. Run-ul ăsta e ceva cu el, vă zic, e full de noroc. Am fost la shop, da? Am fost. Hai să vedem bosacheul. Cu puțin noroc, ne-am prins pe amândoi, le dădeam one shot cu bomba aia. Bă, e bine, health up ne place. Aici cel mai probabil este... Da, mă, da, wow. Mamă, e ceva cu seed-ul ăsta, e plin de iteme bune, throwable. Double tap to shoot, it rolls enemies and pickups it comes in contact with. Ha? Dă reroll la inamici? Bă, lasă-mă. You know what? Hai să încercăm ceva epic astăzi. S-ar putea să risc tot run-ul. Hai să mergem în downpour. Cred că așa se numește. Aici avem șansa să luăm două iteme de la boss. Doar că sunt inamici mai ciudățe. Ia. Da, mă, ia, dar e rol. Poate facem ceva cu el, știi ce zic? Chestia e cu găleata. E nasol rău de tot că avem cărsul. Îl urăsc cel mai mult din tot jocul, cred. Bun.
Grants Invincibility, nu. E aici. Aoleu, bă, de ce stă alta? De ce ambele iteme sunt proaste? Aia e întrebarea. Focul ăsta parcă e ceva cu oglinda aia, nu? Damn, brother. De ce trebuie să fie slabe ambele iteme? Spawns random trinket, ok. Vreau să iau ăsta. Ai și trinket-ul ăla, why not, why not. Dacă zic corect, pe cătrele le întorci. Așa. Bun, hai să vedem un trinket. Avem tears up, spectral tears, efect double. De ce? Deci are efectul dublu. Ne dă tears up mult, adică atacă foarte repede. Ceea ce exact asta ne doream noi, știți că vă ziceam mai devreme. Mai ales că e efectul dublu. Da? Deci, bossache ăsta e destul de... E ăla de poți să-l atași doar la coadă? Că nu știu. S-ar putea. Dacă avem noroc și iese doar cu coada... A, nu e mă ăla. Am ratat complet bomba. Which is unlucky. Oh my god. Hai că ne-am descurcat, ne deși un tears up, which is nice. Îmi bag piciorul, eu nu mă mai risc aici. Pa, pa, nu mai stau să explorez toată asta. Am luat item room și boss room. Șpa, șpa. Nu ne mai dă tot în downpour? A, trebuie să continui. A, what? Am gândit că ne dă tot în downpour. Gen în zona aia. Zero IQ moment. Bombițe. Asta nu e rău. Nu e rău deloc, nici arată toate zonele. Să văd și pastila aia ce face. Să vedem care e situația. Ăsta e bun, parcă? Da, e bun, e bun, e bun. E două muscă și stă aproape de noi permanent. Justice. Ok, mă teleportează la shop. Ok. Ne mai trebuie Spectral Tears și AE. Să treacă prin toate pietrele. Ok. Cum era să dea reroll la item? Chestia asta glitchuită de o avem cu noi. Nu da. Speed up, range up. E ok, speed up, range up. Range up e binevenit. Speed up e întotdeauna binevenit. Hai să ne ducem aici. Să vedem care este treaba. Avem spawn a beggar. Avem noroc? Avem noroc. Bă, eu am uitat de itemul ăsta, lol. Am uitat că aveam... Stai puțin, că avem 4 tiers up. Nu știu ce să zic. Avem 10% șansă să dăm cu dinți de aia, dar... Parcă îmi place mai mult tiers up-ul. Cred că o să înlocuiesc bomba asta, deși nu prea are sens. O să mă... Hai mă, că înlocuim ăla cu trinket, după aia plângeți voi. Hai să dăm ăsta. Level up, unlock up. Nu știam ce scrie, ok. Hermit, hai să ieșim de aici. Ne ducem din nou la shop. Și hai să cocoșăm puțin bossacheul. Bun. Luăm inimioara. Ăla cu pastile. Bă, e binevenit, e binevenit. Ne-ar trebui pe shop ceva iteme. Zi să-i zic. N-am știut de atacul ăla. Ceva iteme cu care să ne încărcăm puțin mai repede itemul activ. Hai mă, mamă ce era să mă lovească. Range up, shot speed up. Cred că era de-al nostru, de-al nostru lovitura aia. Bun, 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 bun. What, nu pot să sparg focul. Mother. Flight spectral tears. Ok. Zburăm și avem și spectral tears. Eu zic că e un it's a deal. It's a done deal. Deși acum bossul. Frații, bombă și fitil. Mamă, flacăra aia, bă, chiar e mișto. Flacăra chiar e mișto. Deci nu ne arată camera secretă. Dacă e aici. You love to see it.
Ok. Bun. E bine venit, bine primit. Plecăm și noi cu Bosaki. Eu am fost la shop, da? Da, am fost la shop. Hai să ne cărăm. Se prezintă ok run-ul până acum. Câteva iteme pe aici pe acolo și e potențialul la maxim. V-aș reaminti să dați și voi un like dacă vă place. Ok. Hai că ne-a servit. Mamă. Hai că ne-a servit jocul cu ceva frumos astăzi. Ne-a servit cu un double, un room de la XXL. Uite pe camera asta XXL, era mișto să dăm reset la floor. Hai că am ajuns aici unde trebuie. Îi cocoșăm pe ăștia repede. Avem 6 damage, decent. Familiars are stuck in one spot. Nu. Prima oară ne uităm la Chopin. Cartea asta nu era. Îți permite să zbori, dar avem deja zburatul. Nu cred că mă risc cu cartea cealaltă. Teleports Isaac to a room that has not been cleared yet. Mă, nu înțeleg potențialul acestui item. Eu o să-l iau cu mine. Și o să încercăm să facem noi ceva. Ne-a dat o pastilă cu health up. Bă, s-ar putea să merite super mult combinația pe care o avem aici. Deja am luat câteva 3-4 pastile. Range up. Ok, n-am văzut aia. Deci își cam merită așa investiția. Sticla asta cu pastile. Mai ales dacă ai PhD-ul pe HD-ul, adică itemul pe care l-am luat din shop. Vezi că am doi prieteni de ăștia cu mine. Și fii atent cât de ușură. Ia, ok. Dacă avem noroc ne dă un health up, cam mai e chestia. Și avem. Nice. Aici era item numul? Avem doi frățiși de ăștia. A mai rămas unul. Ne scade mult damage-ul, ne dă tierza. Păi, eu mă bag la almond milk. O bag. Habar n-am. Habar n-am ce iese, boys. Habar n-am, avem unul damage. Eu m-am băgat la almond milk. Ori sunt nebun, ori nu sunt. Dar exact ce vă ziceam mai devreme. Ne-ar prinde bine tier zap cu damage puțin, pentru că avem telepills. Asta nu știu ce face. Ok, bănuții accept. Nu e lupta cu mother. Holy smokes. Grants brimstone for the current room. Și ne facem și Leviathan. Nu știu ce e transformarea de Leviathan, nu știu ce înseamnă. Stai un pic să vedem. Dank Depths. Cred că momentan, dar mă trimite la boss 100%. Ținem chestia asta că e tare rău de tot cu brimstone-ul. Vreau să mai dau un pic clear la... Ia să vedem ce e în curse room-ul ăsta. Băi, știi care e faza? Îmi scoate inimile. Nu pot să mă transform în gapi, nu știu, nu prea am încredere în mine. Dacă îmi scoate toate inimile, deși îmi dă 9 vieți, știi? Pierd doar inimile roșii în situația asta, adică dați-mi un sfat. Ar fi bine să iau itemul ăsta, da sau nu? Pentru că nu vreau să-l iau și voi să-mi spuneți în comentarii dacă trebuia sau nu să-l iau. Într-adevăr, îți adaugă 9 vieți, doar că rămâi cu o singură inimă și îmi scoate toate inimile roșii, corect? Nu știu ce să zic. Deci nu știu ce să zic. Mă sfătuiți în comentarii. Momentan nu prea aș vrea să pierd toate inimile roșii. Adică am un pic de încredere în mine la anul ăsta, dar nici chiar așa. Sunt bune viețile extra că iei deal-uri gratis, da, Devil Deal. Că dacă tu ai o inimă roșie, de exemplu, și Devil Deal îți cere două sau nu știu ce îți cere, tu mori, dar ai ori 9 vieți, are sens ce zic? Mamă, unde-o fi camera aia secretă? Nimeni nu știe. Bade cu Mother. Mother. Aaa, itemul ăsta face altceva. Oh my... Nu. De fapt e bine, doar că n-am damage, adică ce fac eu cu brimstone-ul dacă n-am damage? Eu am crezut că itemul ăsta trage cu brimstone în 4 direcții. N-am crezut că îmi dă brimstone. Nu e useless brimstone? Adică e bun de ceva brimstone-ul ăsta? Stai că mă concentram la altceva. E bun de ceva brimstone-ul dacă n-am damage? Adică nu prea știi că noi trăgeam în toate direcțiile. Cred că ne avantaja mai mult plus că trăgeam cu flacăra aia roșie aici. Nu prea pare că mai trag, sau? Abar n-am.
Isaac, vreau să batem ăla Lambu. Deci o să ne ducem așa. Da, mă, nu știu ce să zic cu itemul ăla. E bunicel, dar nu prea. Deci am luat o pastilă care m-a teleportat fix la boss, vă vedeți? Gen, what? Din toată harta. Adică m-a teleportat bine. Fii atent cât damage dăm. Deci uitați-vă la damage-ul nostru. Și după aia dacă eu fac așa, oare ne scade DPS-ul sau ne crește? Ziceți-mi voi, ne-a scăzut aici damage-ul sau? Abar n-am. Bun, vrem un damage up? Da, vrem un speed up? Da. Hai și un devil deal așa mic. Ah, ok. Mamă, îi dăm la flăcări, restul ea îl terminăm, ești nebun, doar din flăcările alea. Lacrimile dau mai mult damage cu cât sunt mai depărtate, ok. Bă, a fost un devil deal bun, pentru că n-am pierdut nimic. Which is a nice. Ce-am găsit, ia. Shot speed up. E bine. E bine, e bine. The damage, wow, doar o dată? Health up. Da, e cel mai mare clutch pe care, cea mai tare chestie pe care eu am văzut-o. Combinația asta de pastile plus PhD. Deci am avut extrem de mare noroc. Mi-a dat la avantaje, uitați-vă că am 4 noroc, ne-a dat de 2 ori health up, mi-a dat range up de mai multe ori, hai că am completat toată asta. Până la urmă e bine să completezi tot nivelul, că vezi ce dropezi, ce nu dropezi pe acolo, îți mai încarci itemul, e ok. E bine, stăm foarte bine, stăm foarte bine, părerea mea. Stăm chiar bine pentru că nouă ne crește norocul datorită pastilor. Stilelor. Și pentru că ne crește norocul, noi tragem cu flacăra aia non-stop. Nu chiar non-stop, dar foarte des. Hai să mai vorbim cu puștanul ăsta de aici. Mamă, nu ne-a dropat? Ba da. Mă teleportează direct la boss. Ne dublează cheile, după care ne ducem la ăsta. Dă-i vericule. Oh my god! Ce se întâmplă, bă, n-am destule chei, oh, nu. Nu, n-am destule chei să mai deschid, cred. Ok. Nu. N-am vrut să explodeze el, gen. Deci nu știu dacă poate să explodeze. Ok, empty heart container, superb. Mai avem, ok, deci... Asta mi se pare că ne încarcă itemul activ, ceea ce e nice. Să mă mai întorc după boss, aia e întrebarea. Că n-aș vrea să rămân blocat la boss. Hai să vedem aici. Brimstone-ul ne ajută cu ceva? Distrugem loviturile, wow. Never mind. Isaac. Bun, păi. Mai continuăm puțin. Flori. Are de damage înapoi, nu știu, ăsta e un runic. Wow, mai fericit de atât nu pot să fiu, deci sunt... What? Sunt în culmea fericirii. Pe... Wow, ce se întâmplă, bă, aici? Wait, what? Ok. Ce înseamnă, bă, secret room-ul? Când mă chinui eu și găsesc secret room, nu dropează nimic bun. Când mi-arată direct pe harta unde e, uite-te și tu ce dropează. Părerea mea e că e păcat să nu... What? Oh, ok. I mean, luăm tot, nu? Ăla nu ne trebuie. Asta mic ne trebuie, nu știu dacă ne trebuie. Așa. Lock up, superb. Voiam să zic, bă, hai să intrăm aici, că... Știi care e culmea? Eu am venit doar pentru Curse Room, unde nu e nimic în Curse Room și de fapt ne-a avantajat mai mult chestul din fața Curse Room-ului. Ca să vezi și tu chestie. Știi ce zic? Bun. Faptul că avem 7 noroc e cea mai bună chestie ever pentru noi, pentru că avem 2 efecte. 1. Avem focul ăsta de vedeți că trage inamici și 2. Avem flacăra.
Deci noi, având în vedere că din nou tragem foarte repede și avem noroc mare, e o combinație superbă. Dacă mai avem noroc de încă un item, gen ăla cu dinți, la un procentaj, știi? 10% să tragi cu dinți, care dau mai mult damage sau orice. Stai că nu vreau să mă duc sus, vreau să mă duc jos. Știi care e faza? Eu acum am prins. Noi suntem în, cum se numește, mă, underworld-ul ăsta? Are nume? Adică are nume, dar nu mai știu cum se numește. Sheol, exact. Sheol, în Biblie, dacă zic corect, sau nu știu în ce carte, este, cred că, iadul. Și se presupune că, sau nu știu că, nu știu de am citit eu asta, că este sub pământ iadul acesta. Deci într-un fel are sens că tu te duci în trapdorul de jos, sub pământ, cum ar veni foarte mult, și ajungi în iadul ăsta și sus spre cer, că da, acolo spre cer ne gândeam toți că da, e raiul. Dar nu știam că într-adevăr e o locație, dar nu știu în ce carte e scris, nu știu dacă în Biblie. Exact, Sheol, care se presupune că e iadul și că e sub pământ. Bun, nu e nimic ok aici. Hai să zicem mai sus. Vreau să vă întreb, e mai bine să ai zi damage pe secundă? Ok. Bro, cum avem noi? Avem damage mult pe secundă, dar nu pentru că ne-a crescut damage-ul fizic, ci pentru că avem attack speed mare cu efecte. Cred că e mai ok așa decât să ai damage-ul foarte mare, nu? Că în joc știu că boss-ii își vor lua un upscale în funcție de cât damage ai tu la viață. Deci dacă tu ai foarte mult damage în joc, boss-ul o să aibă viață mai mare. Dar cred că dacă ai DPS-ul mare datorită efectelor și că ai tu noroc și că dai de foarte, gen, ataci foarte repede, nu cred că au un upscale la viață extrem de mare. Sau, corectați-mă dacă zic greșit. Satan! Ok, bine, putem să facem așa, actually, ca să fim de-a lui. Îți dai seama dacă noi facem rost de brimstone, că o să avem două brimstone-uri, adică o să fie insane de mișto. Cam aici o să fie nasol și s-ar putea să nu ne avantajeze brimstone-ul când îi cadă stuia picioarele din cer. Hai că m-am dus fix în ăla. Da, a fost ok. Bun, a fost în regulă. Pentru că n-am ce face, mă duc să mai curăț și pe aici. Am găsit un pretenaj de ăsta mic. One pickup of each. Teleport to the treasure. Iată că ne schimbă, ok. Ați văzut ce s-a întâmplat? Am aruncat-o la glitchuit. Bun, 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 mai departe, mai departe. Mă joc și Roblox în același timp și e destul de troll. Că două abonați și join pe mine, deci n-ai mai văzut nicăieri așa ceva. De, lumea de join pe mine pe Roblox la orice oră, oricând. E mult prea troll. Bun. Wow, nu-mi vine să cred că n-avem nimic interesant. Vă vine să credeți? Gen, ăsta e prostie. Ăsta e ok, dar nu ne ajută cu mare lucru. Prostie. Iar ăsta, taking damage, granță damage up. Ăsta e itemul pe care l-are, cum îl cheamă, mă, am uitat. Ăsta e bunicel. Are potențial, dar în același timp nu vreau să-l iau încă, pentru că n-am super mare încredere în mine aici. Stai puțin să vedem dacă mai reușim să facem rost de health up. Ok. Bun, întrebare următoarea. Mă va ajuta itemul ăsta mai mult. Bă, se pare că da. Mamă, dacă mai prindeam un brimstone, aș fi fost cel mai fericit om. 10% dai damage tuturor inamicilor când ești lovit de o lacrimă. Uite, aici trebuie să activăm ăla. Ai, ok. Mamă, câte flăcări dăm, e nebunie totală. Dar mi-mi încarcă ambele iteme sau doar unul? Shoots 4 tears in a cross? Ok. Nu zic nu. Bun, bun. Băi, ești nebun. Ce m-a lovit? Something is wrong. No, nu e bun asta. Allows you to carry two cards and runes.
Avem o altă cameră secretă. Inimioare, asta e că le iau ăsta. Și ne dropează. Bă, n-a dropat nimic? Mă, ne trolează? Că a făcut animația cu mâna. Come on. Come on, brev. Triggers a random effect. Stai, stai, item, da, e item activ. Vedeți? De-aia v-am zis că nu poți să iau itemele de la spawn. O să-mi iau damage aiurea. Și ghici ce... Ghici ce nu mai... Nu mai dropează inimioare. Bun, mai luăm una. Iar asta cu something is wrong. Și aici... Asta ne dă din nou. Asta nu pot să-l iau, că ne dă mai mult fire rate. 80% damage down, adică o să ajungem cu 0 damage. Nu cred că... Nu știu dacă e idee bună să le iau pe ambele. Spuneți voi în comentarii. Că bine că scade damage-ul de tot și na, nu mai rezolv nimic. Bă, frate, m-a tras de aici și am luat damage. Da. Văd când a aceeași pastilă non-stop. Taking damage reduces a ring of 10 tiers, așa. Fire rate. Nu ne ajută asta din nou, degeaba ne luăm noi. Degeaba ne dă fire rate. Hai că ne batem cu boss-ul așa, ce se poate întâmpla? Cât de rău poate să fie? Sunt un pic prea aproape de el. Oh my god! A fost în regulă. Nu vreau victory lap. No, 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 no. Lol, am uitat că n-am cheia aici. Eu chiar am crezut că fac ceva. Asta e run, înseamnă, nu? That's the run, am uitat că n-am... De ce? Am avut impresia că aveam cheia aia, mă gândeam, bă, mă bat cu Mega Satan acum. Nope, n-a fost. Nu am avut noroc să ne dea void-ul, este un portal. Să ne teleportăm să-l batem pe Delirium, că făceam foicica, dacă reușeam să-l batem, nu știu. Dar eu zic că a fost un run bun, sper că v-a plăcut, vedem și ce alte caractere pe viitor, poate facem cu, Laz, cu Azazel sau o mai lăsați sugestii în comentarii. Vă mulțumesc să ne-ați acordată, vedeți că aveți niște videoclipuri pe ecran, click acolo dacă vreți să vedeți alt video. Oh!